Bună ziua! Mă numesc Sorina Stoian și vă voi vorbi astăzi despre mărimi direct și invers proporțional. Aceste mărimi proporționale apar în viața cotidiană în probleme de foarte multe tipuri. De exemplu, dacă 7 persoane mănâncă 5 pâini, câte persoane vor mânca 6 pâini? Sau dacă un bazin este umplut în 3 ore de 5 robinete care au același debit și curg în același ritm, în cât timp va fi umplut același bazin de către 10 robinete? Astfel, vom vorbi în acest context, în primul și în primul rând, despre mărimile direct proporționale. Două mărimi, spunem că sunt direct proporționale atunci când ele depind una de alta, astfel încât dacă una se mărește de un număr de ori și cealaltă se va mări de același număr de ori. Sau dacă o mărime se micșorează de un număr de ori și cealaltă se va micșora de același număr de ori. Relația algebrică pentru scrierea mărimilor direct proporționale este următoarea. Raportul format de A1B1, A2B2, ANBN este același și este egal cu un număr natural, cu un număr kappa nenul, care nu este obligatoriu natural. În cadrul acestor mărimi direct proporționale am ales două exemple și anume, prima aplicație este cunoscuta regulă de 3 simplă în cadrul mărimilor direct proporționale. Și anume, vom lua un exemplu foarte simplu. Dacă 4 eșarfe vor costa 84 de lei, cât vor costa 6 eșarfe? 6 eșarfe vor costa X lei. Astfel este ilustrată regula de 3 simplă. Adică, în problemă avem cantitățile eșarfe și preț. Cele două cantități vor fi scrise una sub cealaltă. În niciun caz nu avem voie să punem lei sub eșarfe sau eșarfe sub lei. Deci, am ilustrat astfel regula de 3 simplă pentru mărimi direct proporționale. De ce sunt direct proporționale? Pentru că dacă numărul de eșarfe a crescut de la 4 la 6, și prețul va crește, evident. Pentru 6 eșarfe vom plăti mai mult. Astfel, utilizăm regula de 3 simplă, x va fi egal cu 6 ori 84 supra 4. Și vom obține astfel că 6 eșarfe vor costa 126 de lei. O altă problemă în care intervin mărimi direct proporționale este o problemă care își găsește aplicația în geometrie. Arătați că un triunghi care are măsurile unghiurilor direct proporționale cu 2, 3 și 5 este un triunghi dreptunghic. Oare așa este? Haideți să vedem. Notăm cele 3 unghiuri ABC. Deci vom avea A, B și C direct proporționale cu numerele 2, 3 și 5. Acest lucru se va scrie astfel. A supra 2 egal cu B supra 3 egal cu C supra 5 și egal cu K. Din acest șir de rapoarte egale obținem că A este egal cu 2K, B este egal cu 3K, ce este egal cu 5K. Însă știm proprietatea, teorema conform căreia suma măsurilor unghiurilor unui triunghi este egală cu 180 de grade. Deci, A plus B plus C egal 180 de grade. Înlocuind cu K, vom obține că 10K este 180 de grade, deci K este 18 grade. Cu acest K egal cu 18 ne întoarcem la ABC și vom obține că unghiul A este egal cu 2 ori 18, adică 36 de grade,
unghiul B este egal cu 3 ori 18, adică 54 de grade, și unghiul C este egal cu 5 ori 18, adică 90 de grade. Vom trage de aici concluzia că triunghiul ABC este de triunghi dreptunghic, având măsura unghiului C egală cu 90 de grade. Aceasta este o aplicație a mărimilor direct proporționale în geometrie. Haideți să vedem împreună ce se întâmplă cu mărimile invers proporționale. Spunem că două mărimi sunt invers proporționale atunci când ele depind una de alta, astfel încât dacă una se mărește de un număr de ori, cealaltă se va micșora de același număr de ori. Și dacă una se va micșora de un anumit număr de ori, cealaltă se va mări de același număr de ori. Relația matematică este următoarea. A1, A2, AN sunt invers proporționale cu B1, B2, BN dacă are loc această relație. Scrisă echivalent, A1, B1 egal A2, B2 egal AN, BN egal cu numărul nenul K. Și aici avem două aplicații, și anume regula de 3 simplă pentru mărimile invers proporționale. Păi, exemplul pe care l-am putea da cel mai sugestiv pentru regula de 3 simplă în cadrul mărimilor invers proporționale ar fi următorul. Ceea ce am spus și la început. Dacă 6 robinete umplu un bazin în 15 ore, în condițiile în care robinetele sunt de același tip și au același debit, întrebarea este: 10 robinete. În câte ore vor umple bazinul? În cazul acesta, în primul rând ne stabilim ce fel de mărime avem. Păi dacă numărul de robinete a crescut, bineînțeles că bazinul se va umple mult mai repede. Deci, vom avea de a face cu mărimi invers proporționale. În cazul mărimilor invers proporționale, regula este următoarea. 6 ori 15 egal cu 10 ori x. Adică x va fi egal cu 6 ori 15 supra 10. În urma efectuării simplificărilor, obținem că x este egal cu 9 ore. Deci 10 robinete vor umple bazinul în 9 ore. O altă aplicație este o aplicație strict algebrică, și anume, împărțiți numărul 16 în părți invers proporționale cu 0,2 și 0,3 în perioadă. Deci va trebui să împărțim numărul 16 în două părți. Adică vom avea A și B invers proporționale cu 0,2 și 0,3 în perioadă. Aplicând definiția, vom avea că A înmulțit cu 0,2 este egal cu B înmulțit cu 0,3 în perioadă. Transformând în fracții ordinare, obținem 0,2 este 2 pe 10, adică 1 pe 5, deci A supra 5, va fi egal cu 0,3 în perioadă este egal cu 3 pe 9, adică 1 supra 3, egal cu B supra 3, egal cu K. Deci, A va fi egal cu 5K, iar B va fi egal cu 3K. Da, dar suma lor, pentru că împărțiți numărul 16, înseamnă că suma lui A și B este egală cu 16. Deci A plus B din ipoteză este egal cu 16. Vom obține, deci, că 8K este 16. Deci K este egal cu 2. Întorcându-ne, obținem că A este egal cu 5K, adică 10, și B este egal cu 3K, adică 6. Am împărțit astfel numărul 16 în două părți invers proporționale cu 0,2 și 0,3 în perioadă, și anume, aceste două părți sunt 10 și 6. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc spor în rezultat.
intervin mărimi direct și invers proporționale. La revedere!